Scopul proiectului este susținerea și formarea tinerilor cu oportunități reduse prin includerea acestora în programe de formare, punându-le în valoare potențialul creator și crearea cadrului în care ei să poată găsi modele și să trăiască experiențe formatoare prin împărtășirea valorilor tradiționale sau moderne. În principal, ne dorim să oferim un timp de calitate tinerilor din 6 sate prin taberele pe care le organizăm. Aceștia sunt din mediul rural, iar mulți dintre ei sunt tineri care nu au acces la o vacanță, cum foarte mulți alți copii poate au în fiecare an. Majoritatea dintre ei au și părinții plecați în străinătate. Chiar am avut cazuri în care ei sunt dați din plasament. Deci au nevoie de afecțiune, au nevoie de activități care să le pună în valoare talentul. Tinerii vor participa la activități educative de creativitate și sportive, cum ar fi proiecții de film, campionate sportive, jocuri de echipă, ateliere de comunicare, vorbire liberă sau cetățenie activă și voluntariat, foc de tabără, spectacole artistice. Polo Boc, Boboiești sau Izvorul Muntelui sunt locurile în care ei vor găsi adevărata vacanță. Tinerii participă la ateliere de comunicare, jocuri sportive în cadrul unui campionat, spunem noi, vânătoarea de comori. Sunt angrenați într-un context de distracție și învățare prin jocuri, activități non-formale de voluntarii noștri. Avem voluntari cu vârsta între 16 și 22-23 de ani, care vara asta, pe lângă aceste 6 tabere pe care le voi desfășura aici, vor mai merge și în alte tabere din județul Iași și din județul Botoșani. ATOR, filiala Bicaz, este o asociație de tineret care face parte dintr-o rețea de 27 de filiale la nivelul județelor Iași, Neamț, Botoșani și desfășoară activități de impact la nivel local din anul 2012. Gestionând proiecte destinate comunității, încurajării voluntariatului.